Vreau să vă informez că de la începutul anului școlar am avut un singur incident, o lovire între copii la o unitate de învățământ din mediul urban. N-au fost probleme deosebite. Spre deosebire de alți ani, chiar lucrurile se derulează în condiții bune. De regulă, la începutul anului școlar aveam mai multe evenimente în care sunt implicați copii. Tot polițiștii se ocupă de verificarea și reverificarea mijloacelor de transport școlar. Vreau să vă informez că suntem într-o perioadă de verificare a modului cum se execută transportul elevilor și deja am identificat și reverificat toate aceste autovehicule, sunt peste 100 de transport școlar. Verificăm și din punct de vedere al verificării tehnice, periodice, existența poliției de asigurare, răspundere civilă auto, dacă au conducător auto și dacă acel conducător auto este atestat profesional și dacă are permis de conducere și ce categorie, le reverificăm încă o dată aceste permise de conducere pentru că vrem să preîntâmpinăm folosirea lor autovehicul abuzivă. Jandarmii dâmbovițeni sunt împărțiți pentru a asigura pază și protecție în mai multe unități de învățământ din județ. Jandarmii dâmbovițeni asigură măsurile de ordine publică în zona 17 instituții de învățământ. Dispuse după cum urmează, 8 instituții de învățământ preuniversitar în municipiul Târgoviște, câte 2 în municipiul Moreni și în orașul Găiești și câte o instituție în Pucioasa, în Titu, în Răcari, în Tărcășești și la Gura Uniței, cu precizarea că în localitatea Gura Uniței acționăm în colaborare cu colegii de la Inspectoratul de Poliție Județean, având în vedere faptul că și instituția noastră este afectată de diminuările de personal ca urmare a trecerii în rezervă. Încercăm să facem față pe cât posibil acestei misiuni. Și pompierii dâmbovițeni au luat la control unitățile de învățământ. Cadrele inspecției din cadrul compartimentului inspecție și control au verificat un număr de 98 de unități de învățământ, din care 42 de grădinițe, 47 de școli și 9 licee. Au fost constate 163 de deficiențe, din care 22 au fost înlăturate operativ, adică în timpul controlelor de prevenire. Dintre deficiențele constatate, vreau să vă reamintesc, nu s-au solicitat și obținut avizele sau autorizațiile de securitate la incendiu de către diferite instituții de învățământ, exploatarea unor instalații electrice necorespunzătoare, neasigurarea sau nefuncționarea iluminatului de siguranță, mijloace de primă intervenție nefiind verificate, la unele nu s-a asigurat dotarea corespunzătoare cu mijloace de tehnice de apărare împotriva incendiilor, deschiderea ușilor de evacuare se face exact în sens invers, nu se asigură controlarea sau sistemului de captare a energiei electrostatice, nu s-a efectuat verificarea la instanțe de tratare și semnalizare de incendii, totuși pe timpul controlelor de inspecție și a noastră de prevenire au fost asigurate inclusiv acordarea de asistență tehnică de specialitate la toate instituțiile controlate.